Numele meu este Daniela Stoicescu și sunt expert educațional în cadrul REF. În proiectul VELUX am avut rolul de a coordona activitatea educativă a cursanților VELUX de anul trecut și a celor care s-au înscris în acest an, respectiv bursierii noi. Muzeul din mine este o tabără gândită special pentru acești cursanți. Așa cum într-un muzeu găsim colecții de tot felul, așa și cursanții, timp de 3 zile, vor regăsi trăsături de caracter, abilități, valori în care cred, cu alte cuvinte se vor cunoaște în profunzime și vor încerca să vadă dacă meseria, profesia pentru care se pregătesc este cea potrivită, dacă și-au ales-o bine. Cursanții de anul trecut s-au pregătit ca să fie mentori pentru cei noi și în cadrul zilelor din tabără, fiecare a susținut un atelier specific, pregătit înainte, un atelier care are legătură cu abilitățile pe care și le-au dezvoltat pe parcursul acestui an. Ne dorim ca ei să continue activitatea de mentorat pe întreg anul care vine și pentru aceasta vom continua pregătirea educațională în cadrul proiectului. Tabăra a muzeului este una specială pentru că se bazează în mare parte pe competențele pe care absolvenții VELUX și le-au format pe parcursul anului trecut. Zona aceasta de mentorat în grupul de egal, peer-to-peer, este cea care prinde cel mai bine. Cei care se pregătesc pentru viitoarea profesie au șanse să înțeleagă mai bine lucrurile și să colaboreze, să lege prietenii cu cei care au intrat deja și sunt la clasă și în felul acesta își pot descoperi mai ușor vocația și pot să vadă ce puncte mai au de acoperit în pregătirea lor, în așa fel încât în cei 2 ani care le-au rămas până la absolvirea liceului pedagogic să fie pregătiți pentru a intra în sala de clasă. Este o tabără interactivă cu ateliere foarte variate care se duc în foarte multe direcții, direcții utile viitoarei profesii. Un profesor ar trebui să aibă formate competențe de literație și ăsta este unul dintre ateliere. Am lucrat pe tehnici specifice dezvoltării competențelor de literație. Un altul este legat de competențe STEM. Un al treilea este legat de competențe de dezvoltare personală și competențe de dezvoltare a abilităților practice. Ce mai este special în această tabără este că este construită ca o poveste. Din prima până în ultima zi, cursanții au prilej de reflecție asupra propriei persoane, scriu toate lucrurile astea pe bilețele pe care și le adună și vor pleca de aici cu foarte multe insight-uri, cu foarte multe dovezi ale reflecției pe care le-au avut, își descoperă ce le mai trebuie și unde mai au de lucrat pe parcursul anilor ce vin. Iar mentorii care dau mai departe din competențele lor se pregătesc și pentru a fi buni colegi, pentru că a împărtăși din experiență nu este un lucru foarte ușor. Sunt puși astfel, în această tabără sunt puși într-o situație nouă, aceea de a fi și mentori și formatori și lucrează cu lucruri noi, cu experiențe noi, cu un public nou față de cel de la clasă. În felul acesta își lărgesc paleta de competențe pe care o au. Experiența de aici este una care consider că nu poate avea oricine, doar cei care, nu știu, o trăiesc cum ar trebui normal să o trăiască cei de profil pedagogic. Dacă ai experiență și ai un pic, să zic, de cunoștințe în spate despre ceea ce se vorbește aici, despre ceea ce se dezbate, cu siguranță o să avem în continuare multe de aflat și
cei din jur ne ajută ca să dezvăluim mult mai ușor multe lucruri care nouă ni se par a fi grele sau obstacole în viața noastră. Acest program de burse Velux și REF m-a ajutat foarte mult pe mine ca persoană în liceu. M-a sprijinit atât financiar cât și psihic și moral și au fost lângă mine când am avut nevoie. În primul și în primul rând, de când am venit aici, am cunoscut față în față, în prima tabără de vară, mi-am dat seama ce înseamnă cu adevărat a fi de etnie romă și faptul că să-ți asumi cu atâta ușurință faptul că ești de etnie romă. Pentru că am văzut că cei din jurul meu, unii dintre ei chiar își ascund această identitate, dar eu din contră, datorită lor, am ajuns să mă mândresc că sunt de etnie romă. Acum că am aflat, să zic așa, în ghilimele, numele tuturor, hai să vedem și ceea ce ne place să facem sau un hobby, o activitate pe care, nu știu, o facem în timpul liber, cu prietenii. E o idee super frumoasă. E fain să găsești oameni la fel ca și tine. Avem foarte multe lucruri în comun. Avem de la cine să învățăm. Avem oameni super pregătiți care ne învață lucruri folositoare. O să vă întreb. Sunteți obosiți? Sunteți bine? Da, suntem bine. Da sau ba? Da. Foarte bine. Ceea ce vă voi arăta eu, acum eu vă arăt să vă feriți de așa ceva. Nu vă arăt cum să faceți așa ceva. Eu mă simt foarte bine când cineva știe un salut în limba română, de exemplu. Sau în limba română. Eu mă simt tare bine, adică zic, mamă, ce tare, mă simt așa importantă. Să învățăm ceva din tradițiile lui și el un pic din tradițiile noastre, da? Pentru că după aia intervine superioritatea asta, adică numai noi învățăm limba, numai noi ne raportăm la el frumos și el primește totul și nu dă nimic înapoi. Deci de asta zic că e foarte important să fie un schimb. Eu mă simt respectat când mă simt bine primită într-un spațiu. Pe mine programul de burse REF m-a ajutat enorm pentru că eu nu am o situație financiară foarte bună. Părinții mei au probleme de sănătate, tata are probleme cu auzul și doar el muncește. Și atunci când am primit prima bursă, mi-am făcut camera mea. I-am plătit operația mamei și m-a ajutat super mult pentru că am avut un sprijin și am avut la cine să apelez atunci când mi-a fost greu.